Bună seara, stimați prieteni, sunt Cătălin Vațile și vă spun bine ați venit la o nouă ediție emisiunii Realitatea la zi. Iată din nou față în față cu dumneavoastră, cu o nouă temă și bineînțeles cu un invitat, un prieten al emisiunii noastre. Așa că îi spunem un bun revenit domnului Bogdan Emanuel Răduț. Bogdan, bine revenit! Bună seara, bine v-am regăsit și mulțumesc încă o dată de invitație. Mă bucur să ne revedem și să discutăm în continuare despre o altă parte a creștinismului evanghelic din România. Și astăzi vom aborda un subiect destul de sensibil, cu o, să spunem, o componentă destul de specifică pe care mulți dintre cei care ne urmăresc nu o știu. Așa că îți propun să discutăm despre Biserica Creștină după Evanghelie din România și Biserica Evanghelică Română. Vom privi la cele două componente, la cele două biserici, atât la asemănări cât și la diferențe. Hai să ne uităm puțin la originile Bisericii Evanghelice Române, în contextul în care este o biserică mai puțin cunoscută în spațiul evanghelic. Data trecută, împreună cu tine, am vorbit despre istoricul Bisericii Creștine după Evanghelie, care este, bineînțeles, mult mai cunoscută, este mult mai prezentă în spațiul Carpato-Danubiano-Pontic, da? Destul de bine, să spunem, așezată. Dar despre Biserica Evanghelică Română nu prea se știu foarte multe. Sunt câteva apariții, câteva publicații, s-a mai discutat pe la conferințe, sunt câteva biserici, dar așa o isterie foarte amănunțită, câteva informații despre originea acestei biserici nu se prea știu către publicul nostru larg. Așa că hai să începem cu originile acestei mișcări ale creștinilor din România. Dacă data trecută ne-am uitat împreună la începuturile fraților sau ale adunărilor fraților în România, după denumirea actuală Biserica Creștinilor Evanghelică din România, și am văzut că are o componentă externă destul de considerabilă la începuturi prin misionari elvețieni, prin misionari englezi și prin misionari germani, nu același lucru este și în cazul Bisericii Evanghelice Române. Și asta datorită faptului că cei doi fondatori au fost români din Biserica Ortodoxă Română. Este vorba de ierodiaconul Dumitru Conilescu și preotul Teodor Popescu sau Tudor Popescu, cel mai popular cunoscut ca Tudor Popescu. Și începuturile sunt undeva după Primul Război Mondial, în București, prin prietenia dintre cei doi, printr-o mișcare de înnoire spirituală în cadrul unei biserici, unei parohii, cunoscuta Biserică Ortodoxă Cuibul cu Barză sau Sfântul Ștefan din strada Berzei, vis-a-vis de Institutul Teologic Baptist din București, și care a atras într-o oarecare măsură atenția și simpatia multor intelectuali a epocii. Găsim, de exemplu, că Octavian Goga mergea și asculta predicile Teodor Popescu la biserică. Dar și a oamenilor simpli care vedeau în preotul Popescu un alt fel de slujitor al altarului. De aceea, și în orice discuție se poate purta cu reprezentanți din Biserica Evanghelică Română, domnilor patinează foarte mult pe ideea aceasta a originii românești sau unei biserici românești. Asta e o comparație între începuturile celor două mișcări, care au fost independente una de cealaltă până la un moment dat, și o să vedem când. Una cu influență externă și una începută în Biserica Ortodoxă și cumva plecată apoi din Biserica Ortodoxă. Vreau să vorbim puțin despre Teodor Popescu. Vreau să ne uităm puțin la personalitatea acestui om. Deci el vine din spectrul acesta majoritar ortodox, o cultură deosebită, o pregătire teologică ortodoxă. Cum de ajuns el la înțelegerea aceea? Preotul Tudor Popescu a fost, după absolvire, hirotonit preot la Biserica Cărămizarii de Jos, în București. Apoi, socrul său era preot la Cuibul cu Barză. După ce a trecut în veșnicie, i-a preluat cumva postul de preot acolo, slujirea aceasta de preot, și a început o lucrare normală, tipic ortodoxă în cadrul bisericii, până la un punct. Dumnezeu a trecut prin două
evenimente care au produs oarecare tulburare. Una a fost pierderea unui frate și a doua pierderea soției. A rămas văduv de foarte tânăr, prima soție, și asta l-a muncit foarte mult și psihic și spiritual. Ce se întâmplă, cumva și-a analizat viața și slujirea înaintea lui Dumnezeu. Și fiind prieten și apropiat cu Teodor cu Teodor Popescu, au portat o corespondență pe vremea aceea. Dumitru Cornilescu fiind deja în... Era deja la Botoșani și lucra la traducerea Bibliei, la Stâncești. Și îi spune, uite, îmi întreabă, cu ce te preocupi? Și zice, mă preocup cu întoarcerea la Dumnezeu. Mă preocupă lucrul ăsta, vreau să înțeleg ce înseamnă. Și atunci Dumitru Cornilescu, care a avut să parte de o experiență, cum spune noi astăzi, a nașterii din nou, a credinței în Domnul Iisus Hristos, pe care l-a descoperit traducând Biblia și după modelul lui Augustin și al lui Martin Luther, chiar la Epistola către Romani, i-a scris câteva idei, câteva gânduri pe care le-a extras din Scriptură, dar gânduri care erau total noi pentru Tudor Popescu. Și apoi l-a vizitat. Venea destul de periodic în București, l-a vizitat și e o istorisire foarte interesantă că la un moment dat îl pune pe Dumitru Cornilescu să predice. Dumnealui ține predica în duminica respectivă și Tudor Popescu spune, pot să predici și eu așa ca tine. Și el spune, n-ai cum să predici dacă tu n-ai trăit și n-ai înțeles lucrurile astea. Uite, duminică ți arăt că poți fac asta. Și a învățat ce trebuia să spună și texte din Scriptură și ce poți să predice. Dar începând să predice în biserica respectivă, s-a convins că el are nevoie de acele adevăruri. Și eu am vorba aceasta că preotul Teodor Popescu s-a convertit la propria sa predică. Căutând să-i convingă pe alții, s-a convins pe sine că are nevoie de pocăință, de credință, de iertare și de împăcarea cu Dumnezeu. Și din momentul respectiv, cei doi au început un alt fel de a vedea lucrurile. Și ca în orice situație de genul acesta, încep schimbările. Și schimbările nu au fost la nivel de neapărat de dogmatică, nu o să facă nu știu ce seminar cu ei și să le spună ortodoxia nu e bună sau nu și-au propus să iasă din ortodoxie niciodată. Chiar vreau să subliniez și să fie clar înțeles pentru cei care ne ascultă, preotul Teodor Popescu, că și Cornilescu, nu și-au dorit să plece din biserica ortodoxă. Cum nici Martin Luther n-a vrut să plece din catolicism. Foarte important. I-au fost forțați, cel puțin Cornilescu a fost forțat să plece de către viitorul patriarh Miron Cristea, la vremea aceea mitropolit, în 1923, și la un an mai târziu, Teodor Popescu a fost judecat de un complet de preoți, cateresit, că decăzut din treaptă, și, cum am spune noi astăzi, excomunicat, dat afară din biserică ortodoxă, și așa a început o nouă mișcare în București. Dar la începutul ei, în anii 22-23, nu și-a propus lucrul acesta. Și-au dorit o reformare a bisericii, din interiorul bisericii. Vreau să ținem cont că în paralel cu mișcarea aceasta a apărut și Sibiu cu preotul Trifa și cu Ioan Marini și cu mișcarea asta Domnului. În aceeași perioadă, cu aceeași dorință, o reformare spirituală din interiorul bisericii și nu o schimbare a bisericii și apariția uneia noi sau unei alte mișcări evanghelice sau creștine în România. Dar schimbările acestea de tipic din cadrul liturghiei nu mai spunea că te rugăm pentru rugăciune Sfinților sau a Maicii Domnului și ai scos-o, a tras atenția altora. La un moment dat s-a aflat. Și bineînțeles că problema pe care o avea preotul Tudor Popescu a fost, după părerea mea, din două puncte de vedere. Pe de-o parte, devenise foarte popular și a tras antipatia unor colegi de breaslă și în același timp, schimbările pe care le-a făcut loveau în tipicul ortodox pentru că aduceau oamenii cumva nu la tradiție, ci la scriptură și, la fel, a atras antipatia
Colegiului de Braslă. Unii simpatizau și unii aveau și la adresa unuia și la adresa celuilalt al lui Dumitru Cunescu aveau elogii și cuvinte de apreciere. Alții erau foarte categoric împotrivă. Și atunci mișcarea aceasta a avut convulsiile ei până în 1924, când preotul Dodo Popescu a fost dat afară din biserica Cuibu cu Barză. De atunci putem să spunem că a început ceea ce se cheamă astăzi Biserica Evanghelică Română, dar denumirea este după 1990 și ceea ce s-a numit din 1925, spun unii, 1927, spun alții, adunarea creștină după Scriptură. Prima dată au început câteva cercuri de casă, dar oamenii veneau foarte mulți, n-aveau cum. Aveau o legătură bună cu cei care se adunau în strada Oltei numărul 45, celebră, unde era pastor Richard Wurmbrandt, și le închireau sala și aveau servicii religioase acolo, dar și-au dat seama că au nevoie de o clădire proprie și au luat terenul care există și astăzi în strada Carol Davila numărul 48, dacă nu mă înșel, și acolo au construit clădirea cu ajutorul credincioșilor, cu donații. O prințesă Ghica a fost o filantropă în special la această construcție, dar acolo a și locuit la etaj preotul Dodor Popescu, acolo a locuit și Emil Constantinescu, apartamentele alăturate, cei care au condus până spre anii 70 mișcarea aceasta, au locuit în același loc și au făcut parte din aceeași biserică. Pe parcurs s-au înființat multe alte biserici locale, cele mai puternice fiind la Târgoviște, la Pitești, la Câmpul Lung, biserici care și astăzi sunt reprezentative pentru mișcarea dumnealor. Interesant, mișcarea aceasta de reformă în Biserica Ortodoxă a polit simultan din mai multe puncte și, bineînțeles, a spune că au avut un succes parțial. Oamenii aceia, la un moment dat, au fost nevoiți să se retragă sau au fost forțați să se retragă. Ce am câștigat noi în perioada aceea este că avem versiunea Bibliei Cornilescu, cum îi spunem noi, traducerea Cornilescu. A fost un mare câștig pentru limba română, pentru vorbitorii de limba română la vremea respectivă și, bineînțeles, o mișcare de înflăcărare, de reîntoarcere la cuvântul lui Dumnezeu pentru cei care, bineînțeles, au dorit și s-au alăturat acestor mișcări. Până în 1939 ei și-au consolidat identitatea lor, cât și adunările din teritoriu. Cea mai reprezentativă și cea mai mare rămânând cea din Carol Davila din București. Devenită neîncăpătoare totuși pentru mulțimea care venea la întâlnirile adunării. Au început un tipic al lor, adunările aveau cam același stil, aceeași învățătură, priveau lucrurile la fel, dar autoritățile, cam și în cazul nostru și în cazul celorlalte grupări religioase, au cerut o verificare a lor, să li se dea un mărturisire de credință, o formă de statut, de organizare și așa mai departe, pentru o recunoaștere. Aici a fost problema. Până la punctul ăsta, până în 1939, lucrurile au stat în paralel. Adunările creștine pe Evanghelie s-au dezvoltat independent de adunările dumnealor și dumnealor independent de noi, cu întâlniri reciproce, se cunoșteau unii cu ceilalți, se întâlneau și în alt fel de ocazii unii cu ceilalți, dar nu putem să vorbim de o grupare comună, ci de două grupări distincte. În schimb, când a venit vorba la recunoaștere, a apărut cea mai dificilă problemă și de aceea dumneavoastră subliniați foarte bine la începutul emisiunii că e un subiect în seara aceasta destul de dificil de abordat și de sensibil și pentru unii și pentru alții, mai ales pentru cei care au trăit în regimul comunist și au prins situația la comun, pentru că autoritățile au spus nu avem cum să permitem existența a două grupări cu aceeași nume. Că unii se cheamă creștini după Evanghelie și unii se cheamă creștini după Scriptură. Și vorba cuiva rămasă în epoca așa unui oficial din minister a zis, domne, la noi în biserică, preotul zice să citim
Evanghelia, nu ce să citim Scriptura. Și Teodor Popescu a fost chemat. După ce s-a analizat dosarul, cauza lor, a fost chemat și a spus, noi avem o problemă. Și noi vă oferim următoarea soluție. Deci ei nu m-au sesizat problema aceasta de asemănare, ci au venit și cu o soluție. În ochii autorității exista o singură variantă de autorizare a lor, unirea lor cu alții. Nu s-a acceptat din două motive. Pe de-o parte, și denumirea, dar aia se putea totuși manevra la un moment dat, schimba, cum s-a schimbat după 1990, n-au revenit la creștini după Scriptură, ci s-au transformat în Biserica Evanghelică Română, dar era o problemă numerică. Numeric nu îndeplineau criteriile pentru a fi o grupare distinctă și recunoscută. Deși doctrina și practica nu atingea cu nimic statul și legile statului. Și atunci li s-a pus în vedere două situații. Ori se unesc cu creștinii după Evanghelie, fiind asemănători și ca denumire și ca structură, identitate, gândire, teologie și așa mai departe, ori cu baptiștii. E mai puțin știut că oficialitățile au înclinat balanța și spre cultul baptist. Privind contrafactual, chiar aș fi fost interesant să vedem o unire de genul acesta într-o grupare care susține botezul copilor și o grupare care, prin însăși denumirea ei, susține botezul credinței. Și s-a întâmplat ca în septembrie 1939, într-o mar seară, în adunarea Căjind pe Evanghelie, care la vremea aceea era pe strada Episcop Bradu 31, să vină o delegație în frunte cu Teodor Popescu la adunare și să roage frații, era o adunare de studiu biblic, și să roage frații dacă pot să rămână la urmă pentru o discuție. Și frații au zis din sală dacă pot să rămână și surorile. Și fratele Popescu, domnul Popescu, cum mi se zicea, a spus da, pot să rămână. Și noi mulțumim lui Dumnezeu că frații au gândit așa, pentru că mărturia care ne-a rămas de la acea întâlnire a scris-o mult peste ani. O soră, singura, ultima supraviețuitoare atunci când s-a scris istoricul în anii 80. Dar dumnealui, în cadrul acelei întâlniri, din partea dumnealui, a spus experiența pe care a avut-o la minister. Și dorința de a fi primiți, și aș vrea să subliniez lucrul ăsta, de a fi primiți în cadrul adunării creștinilor pe Evanghelie, care în 1939 aveau deja două recunoașteri, în 1933, 1937 și cu puțin înainte de evenimentul acesta avuseseră o a treia recunoaștere în iulie 1939 ca asociație religioasă. Cele trei recunoașteri din decenul Caliz despre care am vorbit emisiunea trecută. Dar ei nu aveau nimic de genul acesta și doreau să intre în legalitate. Nu neapărat pentru adunarea din Carol Davila. Că mulți n-au vrut nicio fuziune de genul acesta, nicio unire. Au vrut să rămână independenți și să rămână naționali și ideea asta care a percutat până la denumirea actuală. Dar nu aveau soluții pentru că alții erau persecutați și greu a căzut în special pe adunările din mediul rural. Și adunări din celelalte orașe care au spus, păi voi la București poate nu simțiți lucrurile cum le simțim noi în mediul nostru, ca fiind interziși și anchetați și tot timpul persecutați de autorități sau de biserica majoritară. Mai ales, gândiți-vă că Biserica Ortodoxă n-a văzut cu ochi buni sau nicio formă că excluderea lui Tudor Popescu din sânul bisericii a dus la nașterea unei alte mișcări destul de cunoscute în perioada respectivă. Plus că Biblia lui Cornilescu a început să se ia avânt. O nouă traducere mult mai bună decât traducerile arhaice care existau în vreme, mult mai dulce ca limbaj, mai ușor de înțeles, mai ușor de primit, plus multiplicată în suficiente copii prin primii ani, încât oamenii să devină interesați de Biblia aceasta. Și asocierea Dumitru Cunescu cu mișcarea a fost iar un dezavantaj pentru biserica majoritară, i-a făcut pe oamenii aceștia să vină la noi și frații noștri să fie foarte deschiși și să îi primească în septembrie, pentru ca în octombrie să apară prima problemă. S-au clarificat lucrurile, nu există un document, nu s-a semnat o hârtie între reprezentanții noștri și reprezentanții dumnealor. Vreau să amintesc că în sală, în Episcop Radu, era Paul Pere,
care era ginerele misionarului Bernei, fondatorul adunului din România. Era elvețian, era profesor de teologie. Erau frații noștri care făcuseră școli în străinătate. Adică discuția s-a purtat la un nivel destul de bine cunoscut de cele două grupări, și ce îi unește și ce îi separă. Și în ciuda diferențelor, care nu au fost foarte mari, au hotărât să meargă împreună. În schimb, în octombrie, Teodor Popescu a scris și a publicat o scrisoare către frați, așa se și intitulează, care a stat la baza multor tensiuni de-a lungul zecilor de ani cât am fost împreună. Pentru că în scrisoarea aceea spune: noi de la momentul acesta nu mai suntem creștini după Scriptură. Ne numim creștini după Evanghelie. Din momentul acesta așa suntem recunoscuți. Facem parte din adunări creștine pe Evanghelie. Dar noi suntem diferiți în următoarele puncte. 1, 2, 3. Și oamenii din teritoriu au înțeles că ei tot diferiți rămân. Chiar dacă au intrat într-o nouă grupare. Doar pe scurt mai amintesc faptul că lucrurile au stat relativ ok, cum, deși tensiunile existau între cele două grupe, au stat relativ ok până în sfârșitul anilor 50. Noi, în cadrul cultului creștin pe Evanghelie, am funcționat din 1939, asociația, apoi devenită mai târziu cultul creștin pe Evanghelie din România, până în 1990, am funcționat cult cu două ramuri. De aceea, în limbajul comun, și cei mai în vârstă folosesc și astăzi exprimarea aceasta, la ramura 1 sau la ramura 2. Și uneori te duceai și te prezentai. Astăzi, generația tânără nu știe lucrurile acestea, dar unii dintre noi le-am mai prins și cei care suntem născuți cu puțin înainte de Revoluție, cât și alții care sunt mai în vârstă decât noi, când te prezentai că și creștind după Evanghelie, erai întrebat, deci de la ramura 1 sau de la ramura 2? Deci, era o chestie identitară la noi, deci, într-o parte sau din alta. Chiar dacă erau adunări locale cu ambele grupări în același adunare și practicând același serviciu religios, nu erau unii separat de ceilalți, dar între ei se știau că X e de la 2 și X e de la 1 în sală. Da, e interesant cum au putut conviețui atâta vreme, bineînțeles. Autoritățile nu au permis în nicio formă separarea celor două grupări, deși la un moment dat în istorie unii spun că s-a mai încercat câteva tentative minore, chiar pe aici prin București. Deci după ce s-a întâmplat la întâlnirea aceea faimoasă în care s-a luat decizia că cele două ramuri se unesc, totuși a fost o soluție de compromis. Ramura întâi au primit cu mare dragoste, cu dorința de a merge împreună, ceilalți au acceptat, bineînțeles, forțat de împrejurări, ca o soluție, ca un compromis până la urmă, dar ei în inima lor au rămas fideli credinței pe care o aveau înainte. Era interesant cum se făcea și slujirea la nivel de biserică. Da, asta a creat multă tensiune. Și tensiunea s-a creat în special după arondare. Pentru că dacă până la arondare au fost cumva separați, fiecare adunare proprie s-a gospodărit singură, cum am spune noi acum, când i-a pus împreună și au format ceea ce eu am numit în istoricul nostru adunările pestrițe, adică mixtura dintre cele două, unde dacă eu predicam despre botezul credinței, fratele de lângă mine din sală care era cu botezul casei, nu se simțea bine. Dar dacă fratele vorbea după mine botezul casei, noi nu ne simțeam bine. Și asta a creat multă tensiune. Și nu am putut să facem nimic în direcția aceasta, la nivel de cult vorbim, nu noi cei de față, dar nu s-a putut face nimic aici, pentru că autoritățile comuniste au preluat și-a autorizat creștin după Evanghelie cu ambele ramuri. Diferit de ce se întâmpla în mișcarea penticostală, când ei au forțat unirea celor trei grupări și crearea cultului penticostal. Ei au forțat, ei puteau să schimbe. Exact. Aici ei au preluat ceva ce exista de fapt, înainte de război, în timpul războiului și după război, mai ales în 1946, când a fost recunoscut pentru prima dată cult oficial egal cu celălalt în statul român, eram cultul creștin după Evanghelie și în statut era prevăzut clar că acest cult funcționează cu adunări ramura 1 și adunări ramura 2. Dar când a venit arondarea și au fost puși la oaltă,
greutatea a căzut pe majoritare. Cine era? Păi dacă noi la Craiova, dau un exemplu pe care îl cunosc din povestirile fraților înaintași din adunare din care fac parte, noi am fost majoritari și a fost un grup mai mic de frați. Cu toate acestea, aveau reprezentanți în conducere, în sfatul de frați, dânși întotdeauna au avut reprezentanți în sfatul pe țară și au avut reprezentanți în conducerea națională la Uniune. Uniunea era condusă de o delegație de 3 frați activi, dintre care întotdeauna 2 erau de la Ramura I și unul era de la Ramura II. Întotdeauna a existat din 1939 până în 90 un reprezentant din partea dumnealor în ceea ce am numit noi astăzi structuri de conducere cultică pentru a crea un echilibru și a nu se simți că ei sunt prinși în căruța aceasta, dar ei nu fac parte din. Dar identitar și dogmatic nu s-au simțit niciodată parte din Biserica Creștină Evanghelie. Dovadă a fost chiar faptul că nimeni după Revoluție, pe 3 ianuarie au și cerut plecarea și pe 6 s-a și creat procesul verbal de separare al celor două grupări. O să discutăm despre asta. Vreau să te mai întreb, tot în perioada aceasta din 1939 până înainte de Revoluție, până în 1990, ce s-a întâmplat la nivel de creștere? Au crescut adunările astea în țară? Numărul bisericilor, adunărilor au crescut, indiferent dacă erau petrite sau nu erau, ele au crescut, s-au dezvoltat sau au mers așa la supraviețuire? Cum știi tu situația? Din punct de vedere dinamic, Biserica Creștină Evanghelie a crescut considerabil în regimul comunist. Din punct de vedere logistic, unii au crescut mai mult într-o direcție, la Ramura I, alții la Ramura II. De exemplu, în București, în 1987, dacă nu mă înșel, știu o statistică, cea mai mare adunare de creștini după Evanghelie era cea din Carol Davila. Dar cea din Carol Davila nu era creștini după Evanghelie, dacă vorbim acum identitar. Era de la Ramura II. Dar era cea mai mare numeric și apoi venea cea din Dragoș Vodă, actual episcop Radu, care era de-a noastră. Cea prima despre care am vorbit în misiunea trecută, fondată de misionarii elvețieni. Dar Târgoviște a avut o foarte mare biserică evanghelică, română, cum am spune noi astăzi. Și că și după Evanghelie mergeau acolo. N-aveau alta. Că asta însemna arondarea. Nu putem să dăm existența două biserici la fel în același oraș, dacă nu-i nevoie să fie două. Deci oamenii se adăugau bisericii, indiferent de... Bisericile s-au mărit și numeric, datorită faptului că s-au închis multe și s-au acumulat și atunci spațiul nu le-a permis, de exemplu, Dragoș Vodă până în 1974 a fost atât de neîncăpătoare încât în 1974 a fost nevoie de un artificiu greu făcut, dar foarte bine că s-a făcut, să se poată rupe un grup de 100 de membri, să redeschidă o adunare închisă în Colentina, fiind tot în sectorul 2, cum am spune noi astăzi, doar pentru a decongestiona situația din Dragoș Vodă ca număr de participanți. Craiova avea o încăpere de 100 de persoane și avea 800 de membri. Păi, gândiți-vă că oricum am dat 800 de membri, n-au cum să stea nici jumătate, nici o treime din ei într-o adunare de 100 de locuri. Și peste tot a fost problema asta în țară, pentru că autoritățile nu ne permitau extindere de spațiu, nu permitau construcție de clădiri noi, ca să nu mai spun că ei se chinuiau să le dărâme și să le demoleze pe alea care erau deja existente. Dar anii 60 final, anii 70, anii 80, care a coincis într-o oarecare măsură și cu industrializarea orașelor și cu exodul maselor de oameni din mediul rural, mediul urban, pentru a lucra în fabrici și uzine, a dus și la o trezire a oamenilor, o aplecare spre partea spirituală și o mulțire și a numărului de botezuri și a credincioșii din adunări. Și asta nu este valabil doar în cadrul Bisericii Creștine după Evanghelie. Asta o găsim la mișcarea evanghelică în general, în perioada comunistă, când oamenii s-au gândit mai serios la relația lor cu Dumnezeu și mișcarea evanghelică era un răspuns la nevoile omului, la căutările omului și un lucru care ne-a caracterizat pe toți și dintr-o parte din alta. Credincioșii erau mult mai curajoși în a evangeliza
când erau interziși să-ți facă evanghelizare decât astăzi. Da, bă, domnule, că a lucrat și în perioada aceea și uite că am ajuns și la momentul acela de 3 ianuarie 1990. Pentru cei care nu știu, pentru cei mai tineri, 3 ianuarie 1990 practic vine imediat după sărbătorile de iarnă. Gândiți-vă că pe data de 25 decembrie 1989 a fost împușcat președintele Nicolae Ceaușescu. Au urmat sărbătorile de Crăciun, bineînțeles, anul nou. Deci că o perioadă foarte scurtă și imediat la începutul anului, imediat după începerea anului, la data 3 ianuarie se pune problema despărțirii celor două ramuri și pe data de 6 spune că deja a fost terminată. Mă gândesc eu, chiar așa s-a dus din generație în generație, că altfel nu-mi dau seama ca cineva să prioritizeze atât de mult despărțirea aceasta, retragerea aceasta din biserica mamă, da? Din biserica creștină după Evanghelie, astfel încât doar la câteva zile în care încă nu se știe ce se întâmplă cu România, vă dați seama, a zice, conflictul acela încă nu se terminase, era imediat după sărbători, să duci cu tine ani de zile, zeci de ani de zile, dorința aceasta de a te separa, de a face ceva în lateral și să o pui în aplicare imediat când ai posibilitatea. Da, dar acest lucru s-a datorat și faptului că, pe de-o parte, mai erau în viață mulți dintre cei care îl cunoșteau și îl cunoscuseră și crescuseră lângă Todor Popescu. Pe de cealaltă parte, mulți dintre dumnealor își creaseră grupuri de casă spre finalul anilor 80. În București s-a făcut o nouă grupare cunoscută ca gruparea din Cazavilan, care a plecat din partea aceasta. Și aici aș vrea să fac o paranteză. Din cadrul Bisericii Evanghelice Române și apoi din cadrul Bisericii Creștine după Evanghelie, au plecat și un număr mai mic de adunări, care astăzi se numesc adunări din părtășie, cea mai cunoscută este cea din Dr. Felix de aici, din București, care este separată identitar și de Biserica Creștină pe Evanghelie, dar și de Biserica Evanghelică Română. Este o mișcare, după părerea mea de istoric, cea mai apropiată de identitatea de mișcarea fraților exclusiviști din ceea ce a existat în istorie. Cea mai asemănătoare astăzi în practică și în dogmatică cu originile față de noi sau de Biserica Evanghelică Română. Dar dorința exista. Momentul trebuia să apară. Și momentul a fost dat de Revoluție. În anii 90 a fost de gringola de anim, dar nu prea știa, puteai să înființezi culte, mișcări. Nimeni nu te întreba de mic. S-au înființat, dacă vă aduceți aminte că ați prins perioada asta mai bine decât mi-o aduc eu aminte, fiind destul de fraged la un an și doi ani, cât aveam eu în anul respectiv. Ceea ce era șocant, faptul că România avea un partid unic și dintr-o dată au apărut nu știu câte zeci de partide și partidulețe pe scena politică. Cam așa a fost și cu partea evanghelică și partea spirituală. Dacă vreai și îți găsai câțiva care gândeau la fel, puteai să scrie o mișcare evanghelică nouă și treptat să fie recunoscut. Vreau să subliniez, Biserica Evanghelică Română nu a fost recunoscută în 1990, ci a fost recunoscută foarte târziu, abia în 1998, în conducerea lui Emil Constantinescu la președinție. Și după eforturi considerabile. Dar ei nu i-a interesat la momentul la o recunoaștere oficială, ci pe ei a interesat o dependență față de cultul creștin după Evanghelie și crearea unei mișcări. A existat în epocă o discuție internă, cum ne vom numi, a existat și voci care au cerut revenirea la vechea denumire de creștin după Scriptură. Alții au vrut să fie un fel de biserică ortodoxă reformată, o biserică ortodoxă, chiar cuvântul ortodox apară cumva în titulatura cultică. Până la urmă s-a optat pentru varianta Biserică Evanghelică Română. Și aici a subliniat un aspect pe care l-a subliniat foarte bine dumneavoastră. Noi suntem Biserica Creștină după Evanghelie din România. Dumneavoastră sunteți bisericile creștine baptiste din România. Alții sunt din România, din România. Ei sunt Biserica Evanghelică Română. Pentru că au ținut
Exact la punctul acesta. Noi nu am apărut din import. Noi suntem autohtoni. De aici am început și așa vrem să rămân. De aceea, în a doua parte a anilor 2012, 13, 14, în cadrul Bisericii Evanghelice România a existat o problemă foarte mare pe care n-aș vrea să o spun eu astăzi, dar una din temele de discuție au fost cât la sută în cadrul Bisericii Evanghelice Române a fost o influență din partea teologiei lui Darby pe care o susținea Dumitru Conilescu. Teodor Popescu nu avea așa o mare aplicare pentru Darby, Darby fiind unul din fondatorii adunărilor fraților, pentru că lui plăcea foarte mult Spurgeon și traducea. Primele cărți în limba română de predici ale lui Spurgeon au fost aduse de Jean Stanesky de la Biserica Baptistă și de Teodor Popescu de la Carol Davila. Atât de bucuros era că se poată să-l traducă pe Spurgeon și să-l citească credincioșii din România în anii 20, în anii 30. Dar, repet ce am spus anterior, ei și-au dorit o separare, au prins ocazia când să se poată face lucrul acesta și l-au și pus în aplicare. Dar confuziunea a fost amicală și despărțirea oficială a fost tot amicală. În teritoriul poate Piș-Păcura au mai existat probleme. În schimb, în județul Argeș și la ora actuală și parte din Dâmbovița, există totuși gruparea comună între cele două ramuri în unele localități. Încă se funcționează, încă se înțeleg, încă merg înainte împreună. Unii vor și astăzi să facă lucruri de genul acesta, să se revină la o unire, pentru că, vă dați seama, într-un oraș, unii de când au venit la Domnul, la credință, i-au cunoscut pe un grup de frați. Și 90 s-au trezit că, de fapt, nu eram împreună. Stai că unii sunt în altă grupare. Numai că pentru oamenii aceștia care au fost împreună lucrurile, că unii merg la adunare X, la adunare Y, n-are o importanță. Cei care s-au apropiat de alții, relațiile acestea contează. Da. Deci nu te poți despărți așa că cineva... Ca să nu mai spunem că, de-a lungul timpului, în cadrul anilor cât am fost împreună, s-au făcut și multe mișcări dintr-o parte în alta, în special prin căsătorii sau prin înțelegerea unor adevăruri. Au fost și situații și una din ele este pe care o cunosc, este cea exact de aici, în apropierea noastră, din București, unde este Biserica Izbânda, care la origine a fost de ramura 2, care la arondare a primit încă 3 grupări. Au fost 4 adunări locale într-una singură, pentru că erau mai mici și au pus la oaltă, și care după 90 a rămas la creștin după Evanghelie. Și n-a plecat când s-au împărțit clădire, n-a plecat la Biserica Evanghelică Română, pentru că în timp majoritatea și cei care au rămas în biserică au fost cei la creștin după Evanghelie și așa a rămas adunarea la final. Nu mai exista cum să o dăm și cui să o dăm dacă am rămas noi frații aici. Da, interesantă istoria. Iată că, până la urmă, astăzi discutăm de două ramuri total separate, două biserici separate, fiecare cu drumul ei. Pentru cei care nu cunosc foarte bine nici Biserica Creștină după Evanghelie, nici Biserica Evanghelică Română, hai să punctăm câteva din cele mai importante diferențe. Diferența despre care am văzut că s-a ținut cont în anumite locuri, în alte mai puțin, până la urmă totul depinde de contextul local și de oameni. Până la urmă omul... Cum au gestionat situația în interior? Da, sunt cazuri și cazuri, dar tot hai să enumerăm câteva dintre cele mai, să spunem, vizibile diferențe care există în continuare între cele două ramuri, între Biserica Creștină după Evanghelie din România și, bineînțeles, Biserica Evanghelică Română. Cea mai vizibilă diferență și cea care a stat și la baza discuțiilor și la fuziune și la despărțire este botezul. Biserica Creștină după Evanghelie practică botezul credinței. Botez la maturitate, spunem noi. Asta nu înseamnă când faci 18 ani sau când e buletinul sau când ești declarat major sau lucruri de genul acesta, ci când înțelegi de ce-l faci,
Și poți să mărturisești cu propria ta gură și conștiință credința în Domnul Iisus Hristos că ți-a schimbat viața. De aceea se cheamă botezul credinței. În cadrul Bisericii Evanghelice Române, în cadrul adunărilor cunoscute popular tudoriste sau creștini după Scriptură, s-a practicat botezul casei. Vreau să nuanțez un pic lucrul ăsta. Toată lumea spune, frații nebotezați. Nu e adevărat cu cuvântul, pentru că ei sunt botezați. Nu cu botezul adult, dar botez total. Sau frații cu botezul copiilor, pentru că au ieșit din ortodoxie și Darby a rămas cu botezul copiilor. Și Zwingli, și Luther, și Calvin au rămas cu botezul copiilor. Dar Teodor Popescu nu a fost o sănător a botezului copiilor, ca tradiție, ci al botezului casei. Și botezul casei, în teologia Bisericii Evanghelice Române, dar următoarea semnificație. Tatăl creștincios își botează copilul pentru că îl trece pe terenul creștin. Și apoi copilul acela, când va crește, va hotărâ la un moment dat dacă rămâne pe terenul acela creștin sau dacă nu. Și pleacă. Și Teodor Popescu spunea că este datoria tatălui credincios să-și aducă casa pe terenul creștin. Și făcea lucrul acesta prin botez. Deci nu este un botez, trebuie să-l botezăm la 40 de zile sau la nu știu cât de luni sau cum este în Biserica Ortodoxă, că așa e ritualul și așa e tradiția și l-am creștinat și vine și cu nașul, te mai lepești de satana și mai dai și la grindă și nu mai știu ce obiceiuri și tradiții mai sunt prin multe părți, ci era o practică pe care o legau foarte mult de învățătura lor. Datoria familiei creștine era ca lor copii să fie pe terenul credinței creștine. Și metoda prin care intrau pe terenul acesta, în concepția teologică a dumnealor, era prin botez. Mi-aduc aminte de pasajul acela cu temnicerul din Filip. Dacă este una din cele 5 case pe care le vehiculau ei. Da? Este un exemplu, unul dintre exemplu, atunci când spune că el cu toată casa lui s-au încreștinat, au trecut la credința. Dar nu ni se spune că acolo erau copii și nu se spune vârsta celor care au făcut botezul. Exact. La fel este și la casa lui Corneliu, și a Lidiei, și a lui Crisp, și a lui Ștefana. Ni se spune el și casa lui, sau ea și casa ei, dar nu ni se spune componența celor care au primit botezul. Dar de aici s-a creat și tensiunea teologică dintre cele două grupări, pentru că reprezentanții și frații din adunările creștine după Scriptură sau adunările tudoriste spuneau, domnule, uite, casa, și așa trebuie să facem și noi. Frații de la Crișbea spuneau, da, e adevărat că scrie casa, dar dumneavoastră vedeți că scrie acolo copil sau vedeți vreo vârstă? Și pentru că nu exista un argument și exista o deducție cumva logică din punctul dumneavoastră de vedere, nu s-au putut înțelege de niciun fel la punctul acesta. Așa asta a creat oarecare testul. Dar s-a ținut cont de specificul acesta și vreau să subliniez că frații de-a lungul istoriei, am avut mulți frați care au fost maturi spiritual și înțelepți și în 1977 când a apărut un volum de lecțiuni biblice în care se trata doctrina și practica adunării creștinilor pe Evanghelie și morala și trăirea creștinilor pe Evanghelie în România, nu apare botezul tratat. Pentru că n-avea cum să-l tratezi din două puncte de vedere antagonice. Și atunci nu s-a tratat subiectul în carte ca să nu jignească niciuna din cele două grupări. Foarte înțeleaptă decizie la vremea respectivă. Și în reviste, și în ce s-a mai publicat, problemele care ar fi creat tensiune se tratau cu mânuși. Pentru că, repet, eram împreună sub aceeași cupolă a creștinilor după Evanghelie. Nu puteam să stăm numai de discuții și de dezbateri și de certuri între frați, că unii cred într-un fel sau unii în alt fel. Un alt punct care ne-a diferențiat pe noi, dar care a rămas, dar nu foarte puternic, așa, a fost rolul în adunare. În cadrul adunării creștinilor pe Evanghelie, sorile se pot ruga, pot să recite un psalm sau o poezie, pot să cânte o cântare. Nu era permis în adunările de Ramura 2. Și nici astăzi, din câte știu, nu este permis ca sorile să se roage în adunare. Asta e un punct pe care Teodor Popescu subliniază.
ca diferență între noi. O altă diferență, deși nu mai știu cât mai este de diferență la ora actuală, vorbind din ceea ce înseamnă Biserica Evanghelică Română, este prezența și accesul la masa Domnului. Punctul comun a rămas și unii și ceilalți fac masa Domnului săptămânal, duminica. În fiecare duminică. Și unii și ceilalți au ca act central în închinarea bisericii locale masa Domnului și ne rugăm la Domnul așa să rămânem. Dar la creștinul pe Evanghelie pot să fie prezenți în sală și alți credincioși. Dacă sunt credincioși baptiști sau pentecostali care au crezut în Domnul Iisus Hristos, care au mărturisit credința în apa botezului, cu bucurie îi primim, sau din altă adunare locală. Se poate împărtăși. Cu bucurie îi primim la masa Domnului împreună în jurul Domnului Iisus Hristos. Acest lucru nu este valabil în partea cealaltă. De aceea Teodor Popescu făcea masa Domnului cu ușile închise, doar cu credincioșii comunității, și musafirii așteptau să se termine, se deschidau ușile și intrau la programul de evangelizare de după, programul care ținea doar strict de credincioșii biserici. Masa Domnului și zidirea. Următoarea întrebare ține de forma de organizare. Din cunoștințele tale, au existat diferențe sau există astăzi diferențe? Nu știu dacă dumnealor folosesc termenul de presbiteri, dar și dumnealor au sfat de frață. Și dumnealor au sfatul de frață al adunării locale și sfatul de frață pe țară. Nu au structuri intermediare zonale cum avem noi în cadrul Bisericii și Evanghelie. Nici nu s-ar justifica, având în vedere numărul destul de restrâns de adunări locale și apoi și așezarea lor geografică. Ei s-au răspândit mai mult în zona asta spre Pitești, Ploiești, Câmpul Lung, Târgu Ovișe, cum zicem noi. Da? Sau un pic sud Bacău, Bârlad, spre Moldova. Nu sunt deloc destul de vizibili în Transilvania, de exemplu. Centrul a fost întotdeauna Carol Davila. Și atunci ei s-au grupat în direcția aceasta și au și gândit toată structura lor cu centrul pe Carol Davila, inclusiv astăzi. Dar înainte noi aveam comitet de prezbite, cum spunem noi astăzi, mă rog, sfat de frați, au și sfat de frați, dar în unele biserici creștine pe Evanghelie, dacă nu majoritatea de bisericii creștine pe Evanghelie și astăzi, se practică ceea ce se cheamă programare, ceea ce în adunările dumnealor nu exista. Problema apare că și noi și ceilalți ne asemănăm un pic în organizare internă din punct de vedere al unor poziții destacultice. Cea de-a treia grupă de care vă spuneam, adunările din părtășie, nu au nicio treabă cu așa ceva. Nici funcții, nici comitete, nici numiri, nici organizare internă de felul acesta. Ce au rămas la frații simpli din adunare, pe care Domnul îi călăuzește să iau un cuvânt, să dau o cântare, să citească un text din Scriptură. De aceea, repet, părerea pe care o am, frații din adunările din părtășie, cum se numesc dumnealor, sunt, dacă vreți așa, cine vizitează, sunt imaginea ceea ce a însemnat, ce au însemnat cele două mișcări, și creștinul pe Evanghelie și adunarea evanghelică română, la începuturi. Numai că lucrurile s-au schimbat pe parcurs și datorită problemelor pe care statul le-a ridicat de-a lungul timpului prin acordare cunoaștere în baza. Și atunci a trebuit să existe un grup de oameni cu care să discute. Să existe un sfat de frați, să existe un comitet de presbiteri, cum avem noi astăzi, să existe structuri intermediare, o uniune și așa mai departe. Dar Biserica Evanghelică Română și la ora actuală are aceeași gândire pe care a avut-o de-a lungul timpului. Nu, deși a fost parte din Alianța Evanghelică, nu a rămas în Alianța Evanghelică, nu face parte din nicio structură, nici internă, nici internațională și nici afiliată vreunei organizații, ci a rămas o biserică de sine stătătoare, cu adunări locale de sine stătătoare, care se gospodărește singur, potrivit proprii mărturisiri de credință și a propriului statut.
nu mai avem la ora actuală, în afară de relații amicale și frățești care poate mai există între credincioși, la nivel instituțional nu există între Biserica Creștină Evanghelie și Biserica Evanghelică Română vreo formă de colaborare sau de apropiere cum exista în anii comunismului și înainte de comunism. Interesantă poveste. Mă întreb dacă cumva cineva s-a gândit să documenteze lucrurile acestea, dacă există vreo carte sau sunt câteva cărți scrise sau poate tu te-ai gândit să faci ceva și la nivel publicistic în direcția aceasta. Despre istoria celor două mișcări s-a scris. Nu suficient, dar a existat. O lucrare a existat scrisă undeva până spre finalul anilor 80, s-a finalizat chiar în 1990. Este începută de Gheorghe Oprea Teodorescu și continuată și mult dezvoltată de Marin Ionescu, ambii prezbite din adunarea din Dragoș Vodă din București, care în 1990 a circulat sub formă de istoric comun, istoric care avea la un moment dat toată povestea și cu Colinescu și Tudor Popescu și fuziunea și așa mai departe în cadrul istoriei cultului creștin din România. Dar după 90, pentru că realitatea a fost alta, s-a scos partea aceea, s-a făcut un al doilea, o a doua parte a istoricului doar pe segmentul adunărilor dumnealor. De aceea, aceasta a fost singura lucrare internă scrisă de credincioși din cadrul mișcării, în timp ce eram împreună. În 2020 s-a publicat această lucrare în ediție critică și există și astăzi la Uniunea Bisericii și Evanghelie pentru cine ar fi interesat. Din partea Bisericii Evanghelice Române a scris Horia Zimioară, nu mai trăiește, nu mai este printre noi, a plecat în la Domnul Iisus, dar dumnealui a fost biograful Tudor Popescu. Și există mai multe cărți, din care au fost scrise unele în regimul comunist, altele după, dumnealui a emigrat și a locuit în Statele Unite. Acolo a trecut și în veșnicie, nu de mult timp. Și dumnealui a documentat și a scris istoria din perspectiva dumnealor. Tot din cadrul bisericii mai există avocatul Cuculea, care a scris două lucrări pe subiectul acesta, pe care sperăm că le va reedita. Conilescu a devenit destul de studiat în ultima vreme și aici avem pe Măianu din cadrul Bisericii Evanghelice Române, care a scris înainte de Revoluție o biografie a lui Conilescu, care urmează să fie retipărită, și Emanuel Consac din Biserica Pentecostală, care a fost preocupat mai mult de traducerile Conilescu decât poate de persoana lui Conilescu, dar în contextul acesta a studiat și istoria acestei mișcări. Deci, după cum vedem, există și de o parte și de cealaltă a situației oameni care au avut preocupări în domeniul acesta, dar rămâne totuși ofertant. Încă nu s-a scris tot ce se putea scrie și, repet, nu putem să fim corecți istoric și să spunem că a existat o grupare în două grupări distincte în cultul creștin după Evanghelie, Ramura I și Ramura II, care s-au ciondănit, nu s-au înțeles sau așa mai departe. Nu. Pe alocuri au mai fost tensiuni locale, dar la nivel național, din 1939 până în 1990, a existat o singură mișcare cu două grupări. Cum s-au înțeles și cum au funcționat împreună a ținut foarte mult de maturitatea și de înțelepciunea fraților la nivel local. De aceea, prin anii 60, s-au existat și există și astăzi documente de epocă care se numesc protocol de colaborare și de conlucrare între cele două ramuri. Frații întotdeauna au căutat calea de mijloc care să îi împace și pe unii și pe ceilalți, în ciuda acestor diferențe cu surorile, cu rânduiala, cu comitetul, cu botezul, cu prezența la masă Domnului, cu felul cum ne rugăm la adunările de rugăciune, să găsim punctul comun care ne unește, și întotdeauna punctul acela și dintr-o parte și din alta a fost centrat pe Domnul Iisus Hristos. Dacă n-ar fi Domnul Iisus Hristos și în jurul căruia am fi toți adunați, noi ca oameni întotdeauna am ținut fiecare la părerea noastră și ne-am face grupări peste grupări și separări peste separări, pentru că fiecare crede că are dreptate și celălalt nu. Extraordinară poveste. Iată că
în ciuda acestor diferențe, în ciuda vremurilor dificile prin care a trecut România, uite că aceste două mișcări s-au dezvoltat, au trăit o perioadă împreună și astăzi fiecare merge pe drumul ei. Până la urmă, cuvântul lui Dumnezeu este predicat, fie printr-o ramură, fie prin cealaltă, și asta este lucrarea lui Dumnezeu prin puterea Duhului Sfânt. Bogdan, îți mulțumesc foarte mult pentru prezența ta în emisiune. Și de aceasta a fost o încântare să te ascult. Vreau să mărturisesc în fața telespectatorilor că îmi place foarte mult istoria, în general istoria, mai ales istoria creștinismului, și sunt fascinat așa să ascult din materialele acestea pe care tu le-ai pregătit, fac parte practic de identitatea noastră română, evanghelică, de modul în care Dumnezeu a lucrat pe meleagurile acestea, și cred că fiecare suntem parte acestei istorii. Și noi scriem istoria curentă a mișcării evanghelice și sper ca și noi peste ani, să fim amintiți poate de unii și de alții, de copiii și nepoții noștri, mai ales pentru contribuția pe care credem că am adus-o în răspândirea Evangheliei pe aceste meleaguri. Eu îți mulțumesc foarte mult. Și eu vă mulțumesc, și pentru mine este o plăcere să creez în cei care ne ascultă curiozitatea să studiez istoria evanghelicilor și a felului în care Dumnezeu a lucrat ca Evanghelia să ajungă și până la noi cei de astăzi. Stimați prieteni, vă mulțumim și dumneavoastră pentru prezența în fața micilor ecrane. Noi de aici vă salutăm și vă mulțumim. Până data viitoare vă spunem la revedere!